Ziua Națională a României, 1 decembrie, bate la ușă. Sărbătoarea tuturor românilor rămași pe plaiurile natale, cât și a celor de pe meleagurile în care au plecat pentru o viață mai bună. Petrecerile programate de Ziua Națională dau de altfel și startul sărbătorilor de iarnă. De 1 decembrie, politicienii nu vor pierde ocazia să bombardeze, încă o dată, rețelele de socializare cu fotografii în care sunt imortalizați sugrumați cu fulare tricolore la gât, mimând de ochii electoratului sentimente profunde de patriotism, gen pupat drapelul, de bună colaborare între partide și de dragoste față de țară. Nu vor lipsi speech-urile citite de lideri, texte seci scrise de alții, felicitările, laudele și statisticile pompoase. Acțiuni care au intrat în rutină de ani de zile. Poate, măcar în acest an, clasa politică își va schimba discursul. Pentru că, dacă nu știa, România este în fruntea clasamentului mondial la exodul populației pe timp de pace. Pentru că este liniștit cu minte și indiferent la ceea ce se întâmplă, românul primește drept recompensă pe lângă circul politicienilor și câte o petrecere. La Petroșani, pe lângă activitățile obligatorii de mimat patriotismul, municipalitatea a alocat 35.000 de lei pentru ca petroșenenii să se bucure de un moment artistic susținut de artiști locali. Vor primi stegulețe cu tricolorul, iar după aceea toată lumea va putea servi gratuit tradiționala hnie de fasole cu cârnați, cam 1.000 de porții. La Brad, Ziua Națională a României se sărbătorește în avans, cu o zi înainte, adică în 30 noiembrie. Probabil pentru că soliștii care vor susține spectacolul folcloric sunt supra-solicitați pe data de 1 decembrie, pentru că vor cânta în sistem de maraton la spectacolele din Hunedoara și Deva. Mai fac și un ban săraci după pauza falimentară din cauza pandemiei. Oricum, prea mulți bani nu fac nici ei pentru că ANAF-ul este cu tunurile pe conturile lor. La Deva și Hunedoara, petreceri cu ștaif, dar fără pomană. Cine vrea ciolan cu fasole să-și cumpere de la tarabe, că tot se deschid și târgurile de iar. Despre fondurile alocate pentru organizarea petrecerilor încă nu se știe nimic pentru că noi suntem români, nu? La Deva, prezentator de la București, vedetă națională, lângă care primarul își va imortaliza zâmbetul, după care se va lăuda pe Facebook ca să atragă cât mai multe aprecieri pe seama vedetei că doar primăria plătește. La Hunedoara, ca și anul trecut, hunedorenii pot vizita gratuit Castelul Corvinilor și Grădina Zoologică. Despre cum este organizată Ziua Națională a României de către Consulatul General al României la New York, Institutul Cultural Român din New York și Misiunea Permanentă a României la Națiunile Unite, scrie și jurnalistul hunedorean Viorel Nicula, senior editor la ziarul independent româno-american Miorița USA. Se pare că peste ocean nu mai este pe gustul consulilor și culturalilor folclorul tradițional român, nici măcar manelele, cum era în urmă cu câțiva ani. De Ziua Națională a României va cânta Taraf de Chicago, al vocalistei Anna Everling, un ansamblu de muzicieni de diferite origini, care s-au cunoscut la Chicago și care cântă muzică românească predominant din Moldova, zona Basarabiei. Probabil din repertoriu nu va face parte cântecul Noi suntem români, dar nu prea contează atâta timp cât la recepție se va mânca bine, tipic româno-american. La mulți ani, România! Pâinică de casă, pâinică de casă, pâinică de coasă, pâinică de coasă, pâiniță cu minte, pâiniță cu minte, cu fața fierbinte, cu fața fierbinte, ca fața măicuței, ca fața măicuței, ca mâna tăicuței, ca mâna tăicuței, ca soarele-n vară, ca soarele-n vară, ca bulgărunțară, ca bulgărunțară, ca bulgărunțară.